24 de miri care au spus da sâmbătă 20 iulie în fața ofițerului de stare civilă. A fost ziua cu cele mai multe căsătorii oficiate la Deva de la începutul anului. Potrivit datelor compartimentului de stare civilă, 12 cupluri și-au unit destinele în această zi. 7 dintre cununiile programate sâmbătă au fost oficiate la Casa Căsătoriilor din centrul orașului, iar alte 5 s-au desfășurat în Parcul Cetate și la Conacul Archia, acestea din urmă fiind oficiate de primarul municipiului Deva, Florin Oancea. Cei 24 de miri au vârstele cuprinse între 22 și 43 de ani și au domiciliul în localități din județele Hunedoara și Timiș. O comparație a datelor existente în registrele de stare civilă din Deva arată că anul trecut recordul cununiilor civile oficiate într-o singură zi în reședința județului a fost înregistrat sâmbătă 18 august, când 13 cupluri și-au unit destinele la Casa Căsătoriilor din Deva. Ca o curiozitate, în 2018 numărul perechilor care s-au căsătorit la Deva în a treia sâmbătă a lunii iulie, pe data de 21 iulie, este același ca și anul acesta, adică număr de 12. În anul 2017, recordul căsătoriilor oficiate într-o singură zi la Deva a fost înregistrat în zilele de sâmbătă 20 mai și sâmbătă 3 iunie 2017, câte 10 căsătorii.